am fost să spun așa, dintr-o dată aștept să termine de băut apă. Da, deci e Maria Radu aici cu noi. Bună dimineața, bună dimineața, mulțumesc. Nu mai avem aplaudaș, că mod normal, aici ei tăceau. Era, mă rog, am avut niște aplaudaci, erau singurii care se trezeau la ora asta și erau 70 plus și era destul de greu să... Maria! Mulțumesc, mulțumesc! Te scol la o pizza după emisiune. Mulțumesc frumos! O pizza e exact ce am nevoie acum. Maria Radu e alături de noi ca să vorbim despre piesa Alo și despre videoclipul piesei Alo. Putem să vorbim și despre altă piesă de-a mea. Putem să vorbim despre ce vreți voi. Am putea să vorbim și despre faptul că te-ai tuns? Da, mulțumesc, mulțumesc! Hai. Mi-a ridicat mingea la filă. Arată-le oamenilor că te-ai tuns! Da, aș vrea să-i mulțumesc Cristinei Grama pentru această tunsoare spectaculoasă. Mulțumim, Cristi. Am tăiat mult din păr. M-a întrebat, vrei să tundem? Tundem, hai! Și am cules numai complimente. E de bine. Bine, dacă le-ai cules cum le-ai cules și de la mine cu... Dar putem să zicem că m-am tuns? Ei bine, da, putem. Dar complimentele... pot să vă ce la spate? Da, de fapt, spatele e interesant, o să stau mai cu spatele. Păi ia, arată la camera 2 acolo, ia, așa. E? E cu rândonică? E mai interesant spatele decât fața, nu? Da, nu spune asta, sunt oamenii răutăcioși. Povestește-ne despre Alo. E un featuring cu TCC, TCC, da, e un tip care a lucrat la și la orchestrația acestei piese. Este foarte, foarte talentat. El mi-a tras în inițial vocea de probă. A fost un ghid, de fapt. Și mie mi-a plăcut foarte mult timbrul lui. Și am zis, ce-ar fi dacă rămâne așa? Că să facem un duet. Dar ce e timbrul lui? Cum îl are? Are un timbru foarte... Vrei să intru în amănuntă să descriu? Un timbru cald. E o emisiune cald, pentru profesioniști. Un timbru cald, foarte, foarte plăcut. Mie... mi-a plăcut. Poate ție nu-ți place. Nu, Nicolae se referea la alt timp. Și răspunsul. Și aș vrea să menționez cine a făcut această piesă foarte drăguță. Tea Miculescu este cea care a compus această piesă. De asemenea, textul piesei e scris de ea și Dacia Ta, o altă piesă foarte drăguță compusă tot de ea. La cât mai multe colaborări. E foarte talentată Tea. Și dacă ar fi să-i pui într-un concurs, cine e mai talentat, e Tea sau tipul cu cărciula? A, păi stai puțin, că fiecare face alte chestii. Bine, e un Tea răspuns face bun. Cum? Firar să fie. Te-a făcut la fază. M-a făcut la fază asta. Are experiența de partea ei. Zice, povestește despre Alo. O să fie hit-ul veri? Sper. Îți dai seama că mi-aș dori să se întâmple lucrul ăsta. Piesa e descoperită de oameni. Și de obicei se întâmplă asta cu piesele mele, se descoperă în timp. Bine, aș vrea brusc toată populația României să cânte piesa Alo și nu dacă numai. Se poate. Păi asta s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi numit eu Vara Alo. Da. Sau ceva un pic mai controversat în titlu. N-am avut ceva. Altă glumă la 943. Asta a fost gloanța. E ok. Mi-aș dori foarte mult să ajungă peste tot la toate radiourile categoric. Până un alta, cei care vor să asculte piesele mele le găsesc pe YouTube, pe Facebook, îmi pot scrie pe site-ul meu, pe www.mariaradu.ro. Care ți-e Facebook-ul? Maria Radu, mă găsiți acolo. Fără niciun official, pagini. Fără nicio... Am o pagină de fan și una de prieten. Ia, ce o puteți găsi pe Facebook, o puteți găsi dacă pe YouTube. Dacă îmi scrieți, vă promit să vă răspund. Vă promit. Și în afară de tunsoare, cu ce te mai ocupi acum recent? Păi lucrez la niște piese noi. Bun. Așa, am fost la Skin Austria. Bun. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Da, deci, oameni buni, dacă nu știați ce să faceți săptămâna asta și aveți de cheltuit o mulțime de bani, Ski în Austria e o opțiune, de asemenea echitația, dacă am înțeles bine. Și echitație, și tenis, și... fac și eu ce pot. Da, înțeleg. Dar când ai timp de toate astea, dacă mai și compui n-am piese? N-am timp tot timpul, știi? Dar încerc să merg măcar de 3 ori pe săptămână la sport, știi? Am înțeles. La căluț n-am mai fost de ceva vreme, recunosc, îmi pare rău. Deci n-ai calul tău, n-am încă calul meu, îmi doresc foarte mult să...
Iartă, a fost o capcană întinsă în care e călcat așa cu... Și pe când un cal, numai al tău. Mă simt așa la zid. De ce? Uite, simți? Sunteți așa. Nu e adevărat. Ce zice? Mi se pare o chestie foarte relaxată. Se cura deasupra capului. Nu, suntem așa pentru că suntem bătrâni și nu mai auzim și încercăm să ne apropiem așa de tine. Voi sunteți extrem de tonici față de mine la ora asta. Eu funcționez de la 11 noaptea în sus. Atunci când și e firesc. Atunci călărești? Nu călăresc, călăresc în timpul zilei. A, deci ești o persoană de zi. Ești mai degrabă o pasăre de zi. A fost bine că momentul ăla gol în care toată lumea se întreba o să se supere sau nu o să se supere? E bine că nu te-ai supărat. Slavă Domnului. Nu m-a spus. Trăiesc de-o viață printre găști de băi. De nesimțiți. Printre băieți, să zicem, de mică și sunt obișnuită cu stilul vostru. Wow, mai ales că e ziua bărbatului, ar fi fost și ciudat să te supere acum pe această minimă băiețeală care i-am dat drumul aici, mă gândesc. Iartă-mă, am încercat un timp mai frecut. Ești foarte fresh și tonic. Tu gândește că noi suntem treziți la 4:30 în fiecare zi, suntem la 4:30 în picioare. Acum nu că vreți să ne plângem. Felicitări! Dar la mi se pare Da, e 10 fără un sfert pentru Maria Rad. Cât e? E 10 fără un sfert. E 10 fără un sfert. Nu, e o performanță, asta vreau să zic, am găsit cuvântul, este o performanță. E o... Începe cu sună ca... Se termină în formanță. Mulțumim, dragă Maria. Gata? Nu știu că ți se pare că am trecut foarte rapid. Am început. Mai vrei, mai? Ia, bine, povestește-ne. Dar aveam început să mă dezlănțui. Asta era? Să mă performanță. Mulțumim foarte mult că ai venit la... Și o să mă trezesc și eu la 4 data viitoare, să fiu la fel de fresh. Nu, dar ne mutăm noi seara. Da. Ne mutăm seara sau și așa, la 11. Da, o să fim la concurență cu căluții, pentru că dacă e de zi, respectiv de seară, o să aibă de ales între noi trei. Da, mă, da. Și o mândrețe de cal lipițan. Nu poate să facă echitații chiar în fiecare zi. Așa este. Cred. Ai dreptate. Performant. Ai dreptate. Nu poți să faci în fiecare zi pentru că te alegi cu bătătă. Bătătă. What do you want to know? I don't want to know anything. De fapt. Mulțumim, dragă Maria, te invit acolo pe Superscena. Ne-am trezit ca să ne cânti alo, alo. Iar noi o să le spunem oamenilor de acasă dalea cu pacul, la revedere, cu mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă emisiune Ne-am trezit. Ne pare rău că a trebuit să vă treziți cam pe la aceeași oră la care ne-am trezit și noi, dar asta e viața. Mai sunt doar 4 zile și vine weekend. A fost o luni lentă, aș putea să zic. O zi de luni lentă. Dar mâine marți vă promitem că vom fi... Mulțumim foarte mult că v-ați uitat la noi și sperăm că am făcut un rating absolut senzațional. Oho! Și că mâine marți va fi și mai mare. Mulțumim din nou. Vă mulțumim și la mulți ani tuturor bărbaților. Ne vedem și mâine irinelor. La 7. Da, și irinelor. Bărbaților, irinelor, irineilor. Columbeanu! Sănătate la toată lumea și la mulți ani, irinel Columbeanu. Asta e. La revedere. Ton bun. Și vreau să cred că nu-mi e dor de tine, să cred că-mi va fi bine cu oricine, să plec unde vreau eu că ce mă ține, să nu-mi împart inima cu nimeni, doar o vară ți-a fost de ajuns să mă întorci pe două și acum lasă-mi numai ce-a fost, dar nu cred că pot, nu.
cred că încă este iulie, e. Dar singura problemă e că nu e, e. Te uiți în urma mea, nu ți se pare, e. Chiar vrei să mă revezi că dorul doare, e. Doar o vară mi-a fost de ajuns să te-ntorc pe dos și acum eu te fac să te-ntorci din drum, că fără mine nu poți. Fără răspuns cum s-a dus. Aș vrea să ajung la tine, dar mi-e greu. Vocea ta îmi pare cam departe. La orice pas pe care îl fac mă pierd în noapte. Alo, e un vis cu tine. Hello, vreau să vii cu mine. Vreau doar să fugim departe. Să fim amândoi chiar dacă-i zi sau noapte. Alo, e un vis cu tine. Hello, vreau să vii cu mine. Vreau doar să fugim departe, să fim amândoi chiar dacă-i zi sau noapte.